Așa cum probabil v-ați dat seama și din titlul clipului, vreau să vă arăt azi care este flow-ul pe care l-am eu în momentul când filmez un clip de unboxing. Ideea este că nu vreau să fie doar atât de simplu și doar un clip de genul ăsta, pentru că mintea mea simt eu că poate mai mult și așa că fac și un mic concurs, un mic challenge pentru voi. Deja ați observat și puteți observa că filmez cu două chestii în momentul de față. Da, filmez cu două telefoane, nu o să mă uit la ele. Unul este iPhone 11 Pro Max și unul este Samsung Galaxy Note 10 Plus. Așa, bun. Așa că până termin de filmat, efectiv de filmat, până să ajung la editat, că o să vă arăt și cum fac editul, am să pun camerele astea pe două trepiede. Una dintre camere, acum o să decideți voi care, sau dacă o să ghiciți care, va fi a treia cameră din clip. Rezultatul, oricum, experimentului ăsta o să fie într-un alt video, așa că o să aveți timp până la video următor să lăsați în comentarii ce părere aveți voi despre astea două camere. Ambele filmează 4K, numai că una mă disperă în mod extraordinar de tare, pentru că una are niște probleme și o să vedem care la un moment dat, nu știm acum, voi decideți care filmează mai bine. Bun, hai să începem cu flow-ul pe care l-am eu, de la cumva complet flow, nu chiar tot, că nu vreau să fac acum spoiler la tot ce fac, pentru că e posibil ca unele chestii să vreau să le las, să le detaliez mai încolo în alte clipuri, dar în principiu vă arăt în mare cam ce fac eu când filmez fiecare clip de unboxing. Hai să pun camerele astea pe trepied și să începem să vă arăt exact care este treaba, care este flow-ul. Da, știu că este extraordinar de întunecat, dar aici vorbim de o cameră de telefon setată cumva manual. O să discutăm despre asta în următorul clip. Dar ideea este că în momentul de față trebuie să-mi pregătesc laptopul. Folosesc laptopul ca să înregistrez audio de la microfonul de am sus, deci în rigul pe care l-am sus, camera overhead, are și microfon, este și o cameră. Și am un microfon extern pentru sunetul pe care l-am eu pe videoclipurile mele de unboxing. Așa că prefer să înregistrez pe laptop, mi este mai ușor, plus că microfonul ăla este pe USB. Nu că n-ar fi adaptare de la USB, cred că sunt. Parcă sunt de la USB la jack, dar prefer să înregistrez pe laptop decât pe reportofon. Asta este. Așa am decis eu momentan, adică nu mă judecați, hai să duc laptopul. Avem acolo laptopul. Acum tot ce am de făcut este să aduc cablul USB pe care l-am tras tocmai de la camera de sus, să-l aduc și să-l pun în laptop. Am deschis deja Adobe Audition, tot sunetul îl înregistrez în Adobe Audition și tot ce trebuie să fac este să dau record, adică asta nu-i tocmai ceva complicat, dar facem asta mai încolo. Acum, ceea ce trebuie să fac este să calibrez camerele. Camera de sus este montată, este pusă pe rig, este montată în tavan, așa că aia mereu este, sau sper eu, să rămână centrată, să nu se miște, n-ar trebui să se miște, dar cel puțin camera principală eu tot o mai folosesc, mai mut trepiedul ăsta, mai iau dincolo până încolo, ați văzut că mai filmez în diferite colțuri ale casei. Dar înainte să începem, fiți atenți puțin. Hey Google, turn on the studio. Sure, turning on studio. Așa da, avem puțin mai multă lumină. S-a luminat studioul, acum hai să vă arăt cum fac eu calibrarea. Mai întâi am să pornesc camera de sus. Facem puțină curățenie pe birou, adică aruncăm tot ce se poate de pe jos. Și acum o să iau una dintre plântuțe și o să o aliniez cu mijlocul camerei de sus. Camera de sus are un display, are un ecran flip și o să aliniez cu mijlocul centru pe care l-am dat de camera de sus. Și în momentul când l-am aliniat, perfect, acum pot să mă duc la cealaltă cameră, să o deschid și să aliniez centrul camerei cu centrul cu plântuța asta. Acum că am aliniat camera, vreau să-i fac și setările, pentru că dacă filmez în alte părți ale camerei, setările se mai schimbă și trebuie să ajustez din nou setările. Oricum, după ceva vreme, după ce tot fac asta de fiecare dată când filmez un unboxing, nu știu setările pe de rost. Ideea este că, oricum, camera poate să-ți ofere posibilitatea să ai niște preseturi, niște setări, dar nu neapărat că nu mă complic, probabil chiar mi-ar fi mai ușor. Dar decât să memorez codul setării alea și așa, prefer să le fac manual, plus că așa le învăț și mai bine, experimentez, poate chiar vreau să fac alte setări câteodată, poate încerc chestii noi și mi se pare puțin mai ok să mi le fac eu manual. Pur și simplu, așa le rețin mai bine și cred că mai bine, fac un pic de practice. Filmez 4K 24 de cadre pe secundă. Teoretic, shutter speed-ul ar trebui să fie dublu, adică 48. Camera asta nu poate registra 48 shutter speed, adică nu poate folosi shutter speed 48, așa că o să-i dau următorul, cel mai mare, care este 50, este foarte, foarte aproape 48 și nu se va simți nicio diferență.
Dacă vă întrebați de ce shutter speed-ul trebuie să fie dublu frame rate-ului, este pentru că asta oferă mișcarea asta smooth, cinematică, mișcarea naturală pe care o detectează ochiul în momentul când miști o mână, când faci ceva, când te miști tu în sine. Dacă am mări shutter speed-ul, am face, nu știu, să zicem 100 și am înregistrat 24 de cadre pe secundă, veți vedea că mișcările sunt foarte crisp, foarte... foarte înghețate, adică dacă ar fi să faci pauză la un frame, nu vezi blur-ul ăla pe care l-ai, știi? Vezi mâna înghețată, plus că dacă îl micșorăm, dacă îl dăm mai mic decât dublu, s-ar putea să avem un wiggle effect. Sigur, ați mai văzut în unele clipuri, dacă ați filmat și voi, ați experimentat chestia asta, să, în momentul când mișcați camera de stânga dreapta, să vină partea de sus și partea jos să fie puțin, nu știu, să fie descentrate, să nu fie aliniate. Ați înțeles. Bun, acum toate stările sunt făcute, diaframă, shutter speed, ISO și white balance-ul pe care eu îl țin pe manual și vă sfătuiesc să faceți și voi, la fel dacă filmați ceva, nu țineți white balance-ul pe auto, pentru că el își va lua balansul de alb din punctul pe care îl setați voi, de obicei și la din centrul camerei by default, dar dacă voi vă dați la o parte să vă mișcați, poate să se îngălbenească, imaginea va să se răcească foarte tare, să devină un albast, mai bine setați manual ca să rămână constant pe tot parcursul filmării. Ok, după ce am făcut toate setările astea, trebuie să pun cardul de memorie în cameră, camera principală are deja cardul de memorie pus, trebuie să mai pun cardul de memorie în camera de sus și apoi pot să-i dau record. Aduc imediat. Ok, gata, am adus cardul de memorie înainte de toate să-mi iau mânușile. Acum putem să dăm record. Am pornit camera de sus, am dat record și la asta, am dat record și la sunet. În momentul de față toate înregistrează. Înainte să începem, trebuie să facem o pauză, liniște completă. E de ajuns, ok. Sunt de ajuns undeva între 5-10 secunde. Liniștea asta o folosim mai târziu în post-edit ca să selectăm practic bucata asta de liniște. Fiecare microfon are zgomot de fundal. N-ai cum, mai mare sau mai mic, fiecare microfon are zgomot de fundal. Noi lăsăm bucata asta de liniște ca apoi să o putem selecta, ca programul, softul să o detecteze ca fiind zonă de liniște doar cu zgomot, sunet de fundal, iar apoi poate elimina din tot sunetul, din toată bucata înregistrată de noi, se poate elimina zgomotul ăsta de fundal. Face match-ul ăla și scoate doar bucățele cu zgomot de fundal. Ok, acum că am făcut pauza asta de liniște, mă așez la birou și pot să încep să filmez. Dar înainte de asta, având în vedere că eu în momentul de față am 3 camere, mă rog, asta este pe camera suplimentară, apare doar în experimentul ăsta. Sau poate dacă vreți, puteți să lăsați în comentarii dacă v-a plăcut chestia asta cu a treia cameră, pot să mai încerc din când în când. Dar în principiu am 2 camere, da? Am camera de sus, am camera din față, plus microfonul. Având în vedere că fiecare cameră scoate un sunet separat, fiecare cameră are microfonul ei, dar eu într-un final o să folosesc sunetul luat de pe microfonul extern, eu trebuie să le sincronizez apoi în post-producție. Și ce mă ajută cel mai mult să sincronizez în post-producție este asta. Am bătut de 2-3 ori din palme și în momentul când mă voi uita în post-producție să le pot sincroniza, bine, soft oricum poate să facă asta singur pentru tine, poți să dai sincronizare pe sunet, ce ți le va sincroniza, le va face perfect aliniate după sunet. Dar, în cazul în care, nu știu, să zicem că softul poate nu ți oferă, nu știu cu ce editați voi, editez cu Premiere Pro și ăsta oferă posibilitatea de a sincroniza după sunet. Dar dacă nu aveți posibilitatea sau dă eroare sincronizarea, nu mi s-a întâmplat, dar există posibilitatea, te uiți după aceste bătăi, pentru că în waveform pe care o scoate sunetul și chestiile alea, veți vedea niște spike-uri, 3 spike-uri, adică la fiecare clap veți vedea un va ieși câte un sunet, câte un wave de la în plus, urmat de liniște, adică va fi bam, bam, bam. Sunt 3 chestii, n-aveți cum să nu le observați când vă uitați la waveform-ul sunetului, când vă uitați la cum arată, știți despre ce vorbesc, e waveform, nu găsesc definiție în român un echivalent ceva, waveform, forma valului, da? Forma valului sunetului, perfect, asta. Și odată ce am făcut asta, pot să încep fix unboxing. Doar că nu pot apărea negru în fața camerei, va trebui să mă schimb ca să fac unboxing-ul ăsta, pentru că am fundal negru, eu dacă sunt îmbrăcat în negru, mi se mai vedea de gâtul și cap. Trebuie să iei cuiva cadou de Crăciun. Dacă știi exact ce-și dorește, dacă na, ai mai auzit de la prieten, poate chiar de la el, ți-a șoptit subtil cam ce vrea el de Crăciun, atunci e super mega ușor să iei un cadou, da? Am oprit camera de sus, am oprit și camera principală, am oprit și sunetul, în momentul de față am terminat complet de filmat și mă enervează maxim. V-am zis că una dintre camere cu care filmez tot clipul ăsta face figuri, mi s-a oprit în timpul filmării. Nu înțeleg de ce s-a oprit. Mă rog, acum că am sunetul direct pe laptop, tot ce trebuie să mai fac este să iau cardurile de memorie din camere și să mergem la edit.
Sper să iasă filmarea asta ok, că deja nu-mi place toată treaba asta. Hai să mergem la edit, să edităm odată unboxing-ul ăsta, să vă arăt care sunt pașii în mare pe care îi fac eu în momentul când fac un clip de unboxing și îl postez pe YouTube. Hai da! Bun, acum că am ajuns la calculator, mă rog, la laptop, nu știu de ce tot am tendința să zic calculator la laptop, dar acum că am ajuns aici, hai să începem să edităm. În primul rând, eu am copiat tot ce aveam de pe cardurile de memorie, am copiat pe laptop și am parte de B-roll, parte de main, main-ul care este camera mea principală, așa o denumesc eu main, este camera principală, aici sunt filmările de pe camera din față și overhead-ul, camera de deasupra. Acum, cam toate fișele pe calculator, ce îmi place mie la început să fac sau cum am obișnuit, care este workflow-ul meu, este să editez partea audio. Așa că o deschid Audacity, o să fac un drop, am zis că deschid Audacity, o să fac un drop la audio, da, ok, bine. Bun, și asta este partea audio din clip. O să selectez o bucată care este partea aia de care v-am zis, este partea aia silențioasă în care efectiv eu nu trebuie să scot niciun sunet. Așa, o să selectez toată bucata asta, o să-i dau un effect, noise reduction și o să iau noise profile. După ce am luat noise profile, acum programul știe că bucata aia are profilul silențios, are profilul doar de zgomot de fundal, adică nu v-am vorbit, nu am scos niciun sunet. Și acum, selectez tot, mergem la tools, apply macro și o să folosesc un macro. Eu mi-am făcut câteva macro-uri care sunt niște preset-uri, sunt niște edituri pe care eu le aplic pe fiecare sunet în parte, în funcție de ce am nevoie. Pe asta l-am denumit podcast, dar nu are neapărat sens, nu are legătură cu podcastul, este în legătură cu microfonul pe care îl folosesc, tipul de microfon pe care îl folosesc și este asemănător, așa că o să aplic macro-ul ăsta pentru că se potrivește cel mai bine pentru tipul ăsta de microfon și aștept să termine, bineînțeles, pentru că este destul de mare, este destul de lung, am înregistrat nu știu cât. După ce a terminat, file, export as WAV, WAV. Dacă vreau să adaug ceva metadata la audio-ul ăla, să nu mi-l fure careva fișierul în sine, pentru că odată ce l-am pus pe YouTube e clar că nu mai conține niciun metadata, dar ok, nu mă interesează treburile astea deocamdată. Acum își face exportul și gata. Pot să închide acum Audacity. No. Și aici am fișierul al doilea. Ăsta este originalul, audio simplu și audio e-edited, îi pune denumirea, este fișierul editat. Acum, deja am toate folderele pregătite, dar ceea ce contează extraordinar de mult în momentul în care editezi un video este să fii super organizat. Da, poate ai și eu la unele clipuri mai scurte care știu că durează maxim un minut, nu știu cum a fost cel pe care l-am făcut de Halloween, nu mă organizez cine știe ce, pentru că am doar un singur fișier, am câteva sunete, ok, le trântesc pe toate acolo în proiect. Dar în momentul când vine vorba de un video mai mare și care trebuie structurat foarte bine, atunci mi le organizez sub foldere și haideți să vă arăt imediat. Hai să deschidem Premiere Pro, o să dau New Project. Bun, și acum că s-a deschis Premiere Pro, veți vedea că eu stau de obicei pe workspace-ul de color. Asta mi se pare cel mai la îndemână pentru că folosesc color grading foarte mult și asta mi este ok, dar puteți să stați pe absolut orice alt workspace. Veți vedea că le aveți aici posibilitatea să le selectați dacă nu vă duceți în window la workspaces și le aveți aici pe toate. Puteți să le editați, puteți să vă faceți propriul vostru workspace. Pentru mine color funcționează cel mai ok. Și acum aici în stânga am proiect. În proiect o să fac drag and drop la toate chestiile de care am nevoie. Mai întâi, bam. Acum că am făcut import în proiect la toate folderele mele, asta îmi place la Premiere Pro, pentru că dacă faci drag and drop la un folder, chiar îți aduce toată structura folderului ăla, ceea ce este super ok, adică nu trebuie să le mai fac eu special. Pe lângă asta, o să mai fac încă un folder care se numește Assets și încă un folder care se numește Audio și în Audio o să bag încă unul Music, încă unul SFX. În SFX de obicei import sunetele, efectele speciale, acele bucăți sonore care sunt doar practic niște sunete ambientale sau nu știu, genul ăla de sunet de glitch mai apărea la un moment dat prin clipurile mele. Iar în music, evident, am două, în principal în fiecare video meu am două melodii. Este una de fundal care este pe tot parcursul videoului și melodia de b-roll. Acum că am toate folderele și fișierele importate, o să deschid folderul de main, selectez toate cele trei fișiere, clic dreapta, new sequence from clip. Și îmi creează o nouă secvență, eu o să-i dau denumirea de main ca să o găsesc mai ușor, pentru că ea e denumirea unui fișier și nu e tocmai comod să te uiți pe denumirea de fișier. Și vă explic imediat de ce am creat o secvență în plus pentru fiecare cameră. Așa la fel o să facem și pentru overhead, chiar dacă este un singur fișier, facem la fel o secvență nouă. Overhead. La fel cum ideea clipului ăsta a plecat de la o întrebare pe care am primit-o de la cineva, bă, Alin, cum îți faci clipurile de unboxing? Mai este o întrebare pe care o mai primesc, cum faci să editezi mai multe camere? Pentru că, da, e destul de dificil, adică majoritatea sau eu cel puțin la început mă gândeam, bă, trebuie să faci split, tot aduci o cameră, să tot schimbi, să faci sincronizare și așa, nu, este super mega ușor. Premiere Pro funcționează super ușor din punctul ăsta de vedere, nu știu cum funcționează alte softuri de editare video, dar Premiere Pro e super friendly. Și acum am deselectat secvența cu main, secvența cu overhead și audio și dau click dreapta.
Create Multicamera Source Sequence. Aici îi dau ce denumire vreau. Eu de obicei îi dau Main Multicam. Apoi la Synchronize Point mă asigur să am selectat audio. Dacă vă mai aduceți aminte, bătutul din palme, da, ăla. Acum programul se folosește de toată treaba aia ca să sincronizeze. Apoi restul setărilor puteți să le lăsați by default, adică nu este tocmai important, doar dacă aveți un track channel preferat sau nu știu, dacă aveți audio channels, dacă vreți neapărat să faceți stereo, mono, 5.1, asta depinde de voi și dacă știți exact ce faceți și o să-i dăm OK. Acum programul procesează toate secvențele împreună cu audio și le sincronizează. Bam! Și așteptăm. Click dreapta, open in timeline și vom vedea exact cum arată sincronizarea pe care a făcut-o programul. Aici sunt bătăile din palme și după bătăile astea el deja a sincronizat toate bucățele audio. Acum eu ce fac la început cu toate astea selectate, dau un Command Shift K sau Control Shift K, cred că este pe Windows, apoi fac un Ripple Delete, click dreapta, Ripple Delete. Ripple Delete-ul practic șterge bucata aia și aduce tot ce se afla după, aduce în punctul ăla de la început, de unde am șters secvența. Primul track ăsta pe care îl vedem aici diferit colorat este audio ăla editat pe care l-am editat mai înainte în Audacity, iar astea sunt sunetele de pe cameră. Putem vedea că sunt sincronizate, adică mai bine nu se putea. Dau un Unlink. O să le șterg pe astea două pentru că nu am nevoie de ele. Le selectez din nou pe astea 3, link. Gata. Eu în momentul de față am toate camerele selectate. Prima este overhead-ul care este deasupra. Dacă o ascund putem vedea ce se află în spate. Acum, de ce am făcut secvențele alea separat mai înainte? Haideți să vă arăt. Intru de exemplu pe secvența de main. Deci noi o avem aici. Putem vedea că nu este editată aproape deloc. Adică încă se mai vede puțin în pânza neagră din spate. Albul parcă nu prea este alb, nu este saturat, nu este nimic. Ok, mergem în main. Vă mai aduceți aminte când am făcut folderul de assets? O să facem un adjustment layer. Da, este rezoluția pe care o vrem, 4K. Adjustment layer-ul ăsta îl tragem deasupra tuturor. Îl lungim puțin și îl duplicăm. Acum, în primul adjustment layer, o să adăugăm un LUT. LUT vine de la Lookup Table. Practic, e un fel de preset care îți colorează ție video. Ideea este că Panasonic Lumix G7, camera pe care o folosesc eu, nu poate filma log. Log care e un fel de RAW în fotografie, un fel de filmare RAW, filmare brută, HDR. Nu are, deci eu la camera mea nu am, dar în schimb eu am simulat din setări un fel de log. Și pentru ca eu să aduc din nou imaginea la parametri normal să arate cât de cât ok, trebuie să adaug un LUT. Și o să mă duc pe Browse și deja l-am aici selectat, Panasonic Cine de LUT. Și deja parcă a prins puțină viață imaginea. Ia să vedem, înainte, după. Parcă mai arată imagine normală în momentul de față. E, și acum, eu în al doilea layer de adjustments, eu fac editarea creativă. Și pentru asta eu am câteva preseturi făcute pentru editare creativă și o să adaug Main Camera Preset and Skin, care este un preset făcut de mine, mai estompează puțin, păstrează totuși verdele ăla de la plântuțe, mai estompează puțin din culoare, aduce pielea la o culoare mai normală, pentru că nu-mi place chiar roșeața aia pe care o am eu în obraj, parcă tocmai a venit afară de la frig și nu mă încântă extraordinar de tare, adaug o vinietă, atrage atenția mai mult spre centru, unde sunt eu și unde este produsul. Și cam astea sunt editurile pe care eu le fac pe camera principală. Facem același lucru și pe overhead, numai că pe camera de overhead chiar nu am niciun fel de setări, camera nu este tocmai, este o cameră de buget, este un Canon SX740HS și nu are foarte multe setări camera asta, așa că eu totuși i-am făcut câteva acolo ca să arate cât de cât ok, să nu am supraexpunere sau nu știu, să fie cât de cât sharp, dar din nou, vedeți că e puțin pală imaginea, plus că este întoarsă, camera sus prinsă în rigul de sus pe care l-am eu, un overhead rig. Așa că eu în momentul de față o să pun un preset pe care l-am eu. Bine, mă rog, am mai multe preseturi, dar o să pun unul dintre ele care cred că mi se potrivește. Atât. Și deja a întors-o, a echilibrat puțin culorile, a calibrat puțin luminositatea și arată mult mai ok în momentul de față. Și dacă mergem din nou aici, putem vedea că este editată deja imaginea. De asta am făcut acele secvențe, ca eu să le pot edita și orice efect am asupra secvenței alora să se transpună în multicamera source sequence pe care deja am creat-o. Acum urmează practic să fac tăierile pe video, să elimin ceea ce nu îmi place, ceea ce nu este nevoie în clip, să încerc să-l fac mai scurt pentru că în momentul de față are 14 minute și încerc să tai cât mai mult din el. Ideea este ca să s-ar putea să dureze foarte mult, restul editului s-ar putea să dureze foarte mult atât la partea principală din video, la prezentarea produsului, cât și la B-roll, așa că o să vă arăt ce fac după ce fac aceste cut-uri. După ce fac cut-urile, mă duc pe această secvență care este de multicamera source, dau click dreapta și dau New Sequence from Clip. În momentul de față mi-a făcut încă o secvență din acel multicamera source și dacă veți vedea, se vede o singură cameră, adică Alin, unii overhead, unii cealaltă cameră. Imediat, mergem înapoi în ăsta, ne asigurăm că ambele sunt pornite, pentru că mi s-a mai întâmplat de multe, o să încep să editez și să nu fie ambele camere pornite de aici. Ne asigurăm că sunt pornite, mergem înapoi și avem un butonaș aici, ăsta.
Toggle Multicamera View. Dacă nu-l vedeți aici, puteți să mergeți pe plus și îl căutați prin multitudinea asta de iconițe pe aici. Avem aici Multicamera View și dați un drag and drop. Eu l-am deja, nu are rost. Și o să dau Toggle Multicamera View. E, și parcă e altceva. Acum vedem ambele camere. Și în momentul când vreau să editez și să schimb camera, tot ce trebuie să fac este să-i dau play. O să mă asigur că am o calitate mai mică, pentru că s-ar putea să moară procesorul în momentul de față și așa. Sper să nu se audă pe cameră, dar zici că și ia zborul ăsta. Dau play, space și eu când vreau să schimb camerele, doar le schimb de pe 1 și pe 2. Asta este camera 2, de exemplu. Am lăsat cifra 2. Acum, 1 ia. 2. Stau pe camera 2 cât vreau eu, nu știu, vreau să mă uit la ea. Acum, 1. Și tot așa. Și odată ce am terminat, deja vedeți aici cum se fac splitturile. Atât de simplu este. Asta este partea cea mai faină și cea mai ușoară. Apoi vine editatul biroului, care practic acolo avem niște speed ramping, niște slow motion, avem o grămadă de chestii, tranziții. Acolo partea este mai complicată și plănuiesc un video întreg despre biroul, poate puțin mai încolo. Odată ce am terminat de editat tot clipul, mă duc pe file, mă asigur să am panoul ăsta selectat, panoul selectat cu proiectul, secvența pe care vreau eu să o randez. Mă duc pe file, export, media. La preset eu selectez YouTube 2160 4K Ultra HD. El deja îmi pune rezoluția care trebuie. Mergem mai jos aici la bitrate. El îmi pune 40. De obicei eu îl mai cresc puțin. Nici chiar atât. Până undeva pe la 45 bitrate-ul. Bitrate-ul practic este calitatea cu care el encodează fișierul. Adică cât bitrate-ul ăsta este mai mare, veți vedea că estimate file size este și mai mare. Adică dacă eu îl cresc bitrate-ul ăsta la 120, toi mamă, 12 giga! Bine, calitatea va fi super mare, adică fiecare pixel va fi super detaliat, dar va crește și mărimea fișierului, așa că să nu exagerăm totuși, pentru că nu filmăm aici cu un RED sau un Arri Alexa, așa că o să las la 45-46, este super ok, bifez Use Maximum Render Quality și dau Q. Adobe Encoder este un soft super interesant, bineînțeles tot de la Adobe. Practic tu poți să pui un fișier, un video la randat și să-ți continui treaba în același timp. Adică tu poți să editezi în continuare în Premiere Pro dacă vrei să, în Premiere Pro. Dacă vrei să treci la următorul proiect, dacă vrei să lucrezi la altceva, poți să o faci fără că el să te blocheze. Dacă ai fi dat export direct din acel meniu și nu Q, atunci nu ai, ți-l blocat Premiere Pro și nu mai puteai să faci absolut nimica. Dacă ai un PC destul de puternic, poți să pui asta la randat și poți să faci altceva, să te ocupi să mai editezi altceva în Premiere Pro fără absolut nicio problemă. Cât timp se randează fișierul ăla, eu mă uit prin clip. Mă uit așa random să văd dacă găsesc o scenă care îmi place mie super mult să o folosesc pe post de thumbnail. Ori fac asta, ori selectez scena asta din video, ori fac o poză specială dacă simt că este nevoie. Depinde și de produs aici și depinde de feeling-ul pe care l-am eu în legătură cu produsul ăla. Pentru că dacă mie mi se pare că merită foarte, foarte mult o poză specială, să-i fac un cadru, ceva, am o idee abstractă, atunci da, iau camera, bam, și fac o poză cum vreau eu. Dar dacă eu totuși găsesc un cadru destul de interesant, pe care l-ați și văzut deja, dacă ați văzut clipul de vineri, dacă nu l-aveți aici în card, ați văzut că am folosit totuși o scenă din clip și cred că o găsesc undeva pe aici. Asta e fix, nu asta. Una dintre astea, ăsta a fost cadrul pe care eu m-am hotărât că este destul de expresiv, este destul de impactant în legătură cu produsul pe care l-am, mai ales că, bă, aia zboară, levitează, deci e clar că are legătură cumva cu produsul, chiar dacă n-am pus denumirea produsului în titlu, atrage puțin atenția, apoi l-am mai editat puțin în Photoshop, avem un butonaș aici, export frame, dacă nu îl găsiți la fel, îl găsiți prin multunea asta de iconițe de aici, dați export frame, selectați locația, îi dați o denumire ce vreți voi, dați OK și frame-ul ăla se va exporta în locația respectivă. Cu rezoluția de 4K, bineînțeles, că nu poți să scoți o rezoluție mai mare. Și cam ăsta este în mare procesul de edit. În funcție de produs, în funcție de b-roll, în funcție de cât am durat, dacă am avut multe greșeli sau nu, procesul ăsta de editare poate dura între 2 ore, poate câteodată, dacă sunt foarte norocos și am un clip super, foarte norocos, dacă am un clip super scurt și nu am foarte multe greșeli, poate dura între 2-3 ore și chiar până la 7-8 ore. Depinde de complexitate. Cam ăsta este procesul pe care eu îl fac. Eu lucrez în Adobe Premiere Pro, pentru că mi se pare că îți oferă, chiar dacă din unele puncte de vedere este mai basic, poate n-ai toate opțiunile, dar poți să-ți creezi toate opțiunile. Adică el îți oferă doar niște chestii de bază și tu doar mam, știi? Adică una e ca și cum ai folosi un soft de editare pe telefon, nu știu, că îți pui un filtru, dar bă, bine arată filtrul ăsta, dar eu nu am filtrul ăsta în Photoshop. Nu-l ai în Photoshop, dar în Photoshop poți să-ți creezi filtrul ăla. Ai toate chestiile, toate tool-urile de care ai nevoie ca să-ți creezi un filtru asemănător. Așa funcționează și aici.
Alte softuri de editare, vă recomand unul acum de care am auzit, l-am și încercat și eu puțin, DaVinci Resolve. O să aveți link în descriere. Este un program de editare video moca, este gratis și este pentru, fix pentru YouTuber, fix pentru voi. Dacă vreți să editați un video și să învățați să editați un video foarte bine, să iasă foarte bine, pentru că am văzut surprinzător și dezamăgitor, de fapt, am văzut foarte mulți YouTuber care mai au sigle de alea, făcut cu Filmora sau făcut cu fel și fel de software care n-au licență și, sau am văzut întrebări pe comunitățile astea de YouTuber mici cu ce poți să editezi un video. Asta este un soft, DaVinci Resolve, și trebuie să-l învățați, n-ai cum, e un soft foarte bun, este extraordinar de puternic, dar trebuie învățat. Acum dacă nu vreți să învățați, eu vă mulțumesc tare mult. Asta a fost un clip plecat de la o idee primită de la unii din voi. Așa că ăsta este flow pe care eu îl am în momentul când filmez un unboxing. Ăsta este doar de unboxing. Nu am intrat foarte mult în detaliu în ceea ce privește editatul în Premiere Pro sau în Photoshop, pentru că nu ăsta era scopul clipului. Pentru asta avem alte clipuri, o să fie complet altele, pentru că trebuie ceva special, o să puteți dureze mai mult decât mă aștept eu. Vă mulțumesc tare mult. Vă mulțumesc că sunteți aici. Ne apropiem imediat de sfârșitul anului. Și bineînțeles că o să vină un clip și legat de asta. Nu se poate altfel. Voi sunteți cei mai tari. Mă înclin în fața voastră și vă pup.